Risotto cremos cu sparanghel. Gătim cu căsuța mea din produse lactate naturale de calitate. Într-o cratiță cu apă clocotită sărată adăugăm sparanghelul și fierbem 5 minute. Scurgem sparanghelul și îl transferăm în apă rece. Într-o tigaie încinsă adăugăm uleiul, untul și ceapa tocată. Călim tot 4-5 minute. Adăugăm orezul și mai călim 5 minute. Adăugăm cimbru proaspăt, turnăm vinul și amestecăm până se evaporă. Turnăm bulion câte puțin și incorporăm. Condimentăm cu sare, piper negru și amestecăm. Adăugăm smântâna. Cașcavalul tare. Amestecăm din nou. La final incorporăm sparanghelul și coaja de lămâie. Servim risotto. Cu pătrunjel proaspăt tocat. Poftă bună! Iar noi vă mulțumim pentru vizionare! Poftă bună!